La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc meciurile din finala județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Toate echipele de fotbal ale liceelor din Giurgiu și din provincie s-au înduelat în fața spectatorilor care s-au aglomerat să asiste la meciurile disputate în sala de sport a școlii numărul 5. Din fericire, pe lângă faptul că avem trei echipe, este și un nivel ridicat al jocului la fete. Anul trecut a fost ceva mai mult un fel de joc de curtea școlii, dar aici au fost câteva fete, chiar mi-a plăcut felul lor de a controla mingea. Și la băieți, bineînțeles, avem băieți care, într-adevăr, se vede că joacă fotbal. Este o competiție până la ora actuală fără incidente, nu avem accidentări, au înțeles spiritul de fair play, goluri multe, sperăm ca și echipa câștigătoare să facă o figură frumoasă la zonă. Surpriza plăcută a competiției a venit din partea fetelor, care au oferit un spectacol savurat de audiența masculină. Locul întâi a fost câștigat de fetele de la liceul Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale, după ce le-au bătut pe Giurgiu Vencele de la liceele Tudor Vianu și Nicolae Cartojean. Cristina Pârvu a fost fotbalista zilei, cu 5 goluri marcate. Felicitări fetelor, cum vă simțiți, ați câștigat? Ne simțim foarte bine, aola, Doamne, sfârșit a câștigat și noi. Tu ai dat câteva goluri? Da, 6. Campioană! Ce vrei să faci după asta? Vrei să și la anul să participi la... Da, normal. Îmi place. La anul vă vedem din nou aici? Da. Bineînțeles. Mai important. Mai important. Da. Mai multe. V-ați dorit să aveți mai multe echipe, că au fost doar 3 echipe de fete, da, anul ăsta, da, nu? Credeam că este de o echipă, dar a fost 2. Mai bine, nu? Da. Avantaj pentru noi. Am dat clasă. Nu v-ar fi teamă dacă ar fi mai multe echipe, nu? Nu. Profesorul de sport de la liceul Dimitrie Bolintineanu, Cristian Dascălu, nu se aștepta la o așa performanță din partea elevilor săi. Sunt tare bucuros că fetele au reușit să câștige anul acesta. După ce anul trecut am jucat finala și am pierdut la penalti, anul acesta am reușit din 3 echipe să obținem 2 victorii. În primul meci cu 3-0, liceul Cartojan, și în meciul al doilea tot cu 3-0. Ce să spun, fetele sunt foarte bucuroase, eu la fel. Sper că și băieții care vor intra în joc puțin mai târziu vor obține cel puțin performanța de anul trecut, adică finala, care am pierdut-o. Anul ăsta sper să obținem locul întâi și la băieți. Ați avut o fată care am remarcat-o, a dat câteva goluri. Da, Pârvu Cristina, da. Este o elevă foarte talentată. Dacă se lucrează mai mult cu ea, să știți că e chiar un talent. A dat 5 goluri din 6, sunt tare bucuros pentru ea. Speranțele profesorului Cristian Dascălu s-au adeverit, iar băieții din Bolintin Vale au câștigat finala în fața celor de la Liceul Tehnologic Ion Barbu. Acum, la faza pe zona Olimpiadei, Giurgiu va fi reprezentat de echipele de fotbal ale Liceului Dimitrie Bolintineanu, atât la masculin cât și la feminin.